Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, iese la Bruxelles, unde negociază planul României pentru reducerea deficitului bugetar, doar că primele discuții cu experții Comisiei nu sunt încurajatoare pentru România. Deși premierul Marcel Ciolacu este convins că Bruxelles va accepta varianta de revenire la un deficit de sub 3% în 7 ani, varianta care ar permite investiții mai mari și o dezvoltare mai accentuată țării, măsurile și planul fiscal prezente Comisiei nu au fost suficient de convingătoare. Printre măsurile cu care a mers Boloș la Bruxelles, se numără legea salarizării, prin care sunt ajustate cheltuielile bugetare, dar și planul măsurii fiscale. Cea mai importantă este cea a creșterii încasărilor la bugetul de stat prin reducerea evaziunii fiscale. Printre măsurile pregătite de guvern este și varianta creșterii cotei unice de impozitare de la 10 la 16%. Decizia în privința planului României va fi luată în toamnă, în luna octombrie. În funcție de planul de reforme propus de guvern, coaliția va decide dacă ajustarea deficitului va fi făcută în 7 ani sau în 4.